Prețioasele ridicole. Traducere și adaptare radiofonică de George Teodorescu după comedia lui Molière. Domnul Gorgibus era un personaj foarte cunoscut de toți locuitorii unui oraș din provincia franceză. Chel, rotofei și cam bătrior, însă cu buzunarele doldora de bani, fiindcă trebuie să o recunoaștem, averea sa era destul de măricică, domnul Gorgibus nu mai avea decât o singură dorință: să-și mărite fata și, dacă s-ar putea, și nepoata. Acolo, în orașul în care locuia, acum vreo 300 de ani, domnul Gorgibus găsise destui gineri de condiție, adică și ei cu buzunarele doldora de bani. Dar ce nenorocire! Domnișoarele nu voiau nici în ruptul capului să se mărite. Adică, mai precis, ar fi dorit ele, dar nu așa cu oricine. La modă erau titlurile de noblețe. Doreau și ele un conte, un marchiz sau chiar un duce. Viața superficială și plină de huzura nobilimii și înaltei burghezii pariziene se răspândise ca o molimă în toate regiunile Franței. Și nu e de mirare că fiii și fiicele provincialelor mai înstăriți și mai slabi de îngeri se întreceau să copieze această vestită modă a capitalei. Așa că pe domnișoarele domnului Gorgibus nimic și nimeni nu le mai putea mulțumi. Visurile acestor două gâsculițe, inspirate și de romanele vremii, zburau spre aventuri galante cu întregul lor cortegiu de grații, serenade și suspine. Versuri, madrigale, sonete, vorbe prețioase, iată ce visau. Și cum adevărata galanterie nu exista în provincia unde locuiau, ținta tuturor speranțelor nu putea fi decât Parisul. Da, papa, să plecăm la Paris. Na. Am nevoie de aerul distins ce strălucește în saloanele orașului soare. Ador procedeile conversații melancolice, inspirația tondră și pasionată din țara amorului, care e atât de intrată în grațiile adevăraților gentilor. Să mergem la Paris! Da. Acolo aș vrea să-mi țes romanul feciorenic de dragoste. Madlon, nu pricep nimic din ce spui. Ce-s pasaconile astea pe care mi le îndrugi? Ce vrei să țești la Paris? Vai, mănâncle! Cum poți tăia aripile sentimentelor și galanteriilor presărate în holdele sufletului verișoarei mele? N-aș fi crezut niciodată că o inimă suavă poate fi atât de paternel chinuită. Cum? Iată, îmi picură lacrimi din izvorul nesecat al ochilor. Și mie, și mie îmi picură, scumpa mea verișoară. Matlon, nu mai plânge. Cato să-i nebunit. Oh, sfântă fecioară, ajută-mă. Ei, terminați odată. Dar domnișoarele n-au terminat. Au plâns azi, au plâns mâine, tot așa câteva zile în șir. Ce putea să facă bietul domn Gorgibus? A trebuit în cele din urmă să le facă pe plac. Strânge lucruri, adună zestrea, pune-le toate într-un cufăr, în două cufere, în trei cufere, în cinci. Ia și servitorii, fiindcă nu poți angaja la Paris pe orice derbedeu să te fure din ochi. Ei, Marot! Da? Ți-ai făcut bocceaua? Nu, domnule! Ce aștepți de isprăvit-o? Hai, uite că ne vine careta! Amanzor! Amanzor! Da, domnule! Ți-ai strâns lucrurile? Nu, domnule! Fier ai să fii de adormit! Fă-ți bagajele, măgarule, că mergi cu noi la Paris! La Paris? Da, nu! Muzica
Și așa, într-o bună dimineață de vară a anului 1654, o caretă plină ochi pornea în goană spre Paris. În caretă, domnul Gorgibus, Madelon, Catos, Marot, Almanzor, Cățelul și Purcelul. Au schimbat caii odată, de două ori, de șapte ori și, în fine, au ajuns. Parisul! Ce fericire pentru toți! Repede, domnul Gorgibus a făcut rost de casă. Prin oamenii lui, căci am uitat să vă spun, domnul Gorgibus vindea mătăsuri la Lyon, Clermont sau Arcachon și, ca orice negustor ce se respectă, lucra foarte des cu Parisul. Prin oamenii lui, deci, a și dat sfoară în țară despre scopul sosirii sale în capitala Franței. Și pretendenții n-au întârziat să se arate. Ei, domnule José, l-ai întrebat? Da, domnule Gorgibus, zice că ar înveni de 50.000 de livre. Ei, bravo, bravo! Da, da, dar domnul Durand, băcanul din colț, pretinde că nu i-a plătit contul de 6 luni. Așa... E atunci, Almanzor, spune că nu s-a acasă. Să vii altă dată! Da, domnule. În timp ce domnul Gorgibus cerceta cu mare atenție posibilitățile materiale ale fiecărui pretendent, domnișoarele noastre făceau mari progrese. Dragă mea! Captos, draga mea, trebuie să ne mulțim panglicuțele la rochi. Mai multe culori, draga mea, mai multă vioiciune în jocul nearmonizator al tonurilor. Ai dreptate, scumpă Madelon. Trebuie să ne străduim cât putem să ajungem cât mai repede pe Lucil și Selimen în delicatețea și suavitatea tenului. Da, da, sunt de același acord. Ah, avem atâta de învățat. Dar ai uitat să pomenești despre versurile sonetelor, madrigalelor, rondelelor și câte, câte altele care se mai compun în fiecare clipă de gentilomii și oamenii de spirit ai Parisului. Da, Doamne, da. Când o să fim la zi cu toate? Doamne, doamne, ce sublimitate de greutăți ne pune în cale soarta nemiloasă. Mai întâi trebuie să învățăm pe degete arta dialogului în 3 sau 4. Da, chiar în 6, draga mea, fiindcă în salonul domnișoarei deschidării am auzit că vorbesc mai mult deodată. Da, 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 am auzit. Și în sfârșit, ce mai vorbă, domnișoarele s-au pus la curent cu toate mondenitățile. Domnul Gorgibus s-a informat cât a putut mai bine și iată-i la prima vedere serioasă. Vedere, adică vizita domnilor Lagrange și Ducroisy, doi pretendenți la mânușițele celor două mofturoase domnișoare. E greu să vă descriu zarva din casă în ziua aceea. Domnul Gorgibus, care foarte înțelegător lăsase singur pe cei 4 tineri, fierbea de nerăbdare. Almanzor! Ce doriți, domnule? Ți-ai făcut un prin salon cum ți-am poruncit. Da, domn. Stăci. Ei, domnișoarele, nu ți-au cerut să le servești ceva de băut? Nu, domnule. Pe bine, 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 lasă-mă acum. Ei, ce dracu fac fetele astea? Le-am spus doar să nu uite esențialul. Pe bărbat trebuie să-l îndulcești cu un păhărel. A spus ceva, domnule? Am spus că ești un dobitoc. Poftim, domnule. Ieși, ieși. În cele din urmă, vizita s-a isprăvit. Iată-i pe cei doi tineri gentilomi ieșind din salon și pornind spre ieșire. Să-i auzim ce spun. Senior Lagrange, ia uite-te nițel la mine, dar fără să râzi. Și? Ce spui de vizita pe care am făcut-o? Ești mulțumit? După părerea dumitale, am avea de ce să fii mulțumiți? Ca să spun drept, nu prea. Despre partea mea îți mărturisesc că sunt de-a dreptul scandalizat. Da, 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 dar spune și dumneata. S-au mai văzut cândva două pupeze de provincie ca astea să facă asemenea mofturi? Și ca doi oameni să fie tratați cu mai mult dispreț ca noi? Nu.
Abia de-au putut catadixii să ne ofere scaune. Adevărat? Da, nici că am mai văzut vreodată să se vorbească mai mult la ureche, cum au făcut ele. Sau să caște, să caște atâta. Da, să se frece atâta la ochi și să se întrebe de atâtea ori. Cât o fi ceasul? Oare ne-au răspuns ele altceva decât da sau nu la tot ce am putut noi să le spunem? Dar mărturisește în sfârșit că mai multe decât ne-au făcut nu ni s-ar fi putut face. Chiar de-am fi fost și mai nepricopsiți oameni de pe pământ. Mi se pare că le-ai cam pus la inimă. Sigur, sigur, le-am pus la inimă. Și vreau să mă răzbun pentru atâta neobrăzare. Ce se face? Știu pricina disprețului pe care ni l-au arătat. Aerul prețios n-a infectat numai Parisul, nu, s-a răspândit și în provincie. Și domnișoarele noastre ridicole l-au aspirat cu nesațiu. Într-un cuvânt, ființa lor e un amestec de femeie prețioasă și de cochetărie. Văd acum ce trebuie ca să fii bine primit de ele. Și dacă mă ascultați pe mine, l-am jucat amândoi o farsă să le facă să-și recunoască prostia și să le învețe să-și cunoască mai bine lungul nasului. Și ce vrei să faci? Am un valet, anume Mascarii, care trece în ochii multora ca un soi de om de spirit. Căci nu e nimic mai ușor astăzi decât să ai duh. E un caragios care și-a băgat în cap să facă pe omul de lume. Scârție stihuri, face pe galantul și îi disprețuiește pe ceilalți lachei pe care îi numește bădărani. Și ce vrei să faci cu dânsul? Ce vreau să fac? Trebuie să... Da. Ia să ieșim puțin. Și în timp ce domnii Ducroisi și Lagrange coborau încetişor scara punând la cale mica lor farsă, domnul Gorgibus, tatăl, se plimba nerăbdător într-un culoar alăturat. Clipa cea mare se apropiase. Domnișoarele trebuiau să-l cheme pentru a le da binecuvântarea. Vremea trecea, dar dinspre salon nicio mișcare. În cele din urmă, plictisit de așteptare, domnul Gorgibus își ia inima în dinți, iese din culoar, deschide ușa salonului și intră. Domnilor! Unde-ți? Să știi că au plecat pretendenții. Eu fi băcat în sperie cu ifosile lor. Domnule Ducroisi! Domnule Lagrange! Nimic. Au fugit pe ușa cealaltă și am scăpat. De ce nenorocire? Păi da, adineau că erau aici. Păi da, trebuie să fie pe aproape. Fuga după ei! Vă rog, priviți-l o clipă pe domnul Gorgibus. Cu toate purticica sa respectabilă, străbate ca o vijelie salonul, antretul și acum coboară ca o furtună scara. Domnilor, ați văzut-o pe nepoată mea și pe fiică mea? Merge bine treaba? Asta ați putea afla mai degrabă de la ele decât de la noi. A? Tot ce vă putem spune e că vă mulțumim prea plecați pentru cinstea pe care ne-ați făcut-o și rămânem prea umilii dumneavoastră servitori. Prea umilii dumneavoastră servitori. Hai! Se pare că prea mulțumiți n-au plecat ăștia de aici. De unde le-a fi venit supărarea? Trebuie să aflu ce s-a întâmplat numai decât. Hei, magot! Ce doriți, domnule? Unde sunt stăpânele? În iatacul lor. Și ce fac? Pomadă pentru buze. Iar pomadă? Du-te, spune să coboare aici. Da, domnule. Spânzuratele astea cu pomada lor au poftă să mă aducă în sapă de lemn. Peste tot nu văd decât albușuri de ou, lapte de pasăre și alte farafastâcuri de care habar n-am. De când suntem aici au dat gata slănină de la 12 porci cel puțin. Și 4 slugi ar trăi zilnic numai rozând picioarele de berbec pe care le folosesc. Ce lucruri? Aha, uite-le! Mare nevoie zău să faceți atâta cheltuială ca să vă ungeți botul. Ce, tată? Ce vrei să spui, mononclu? Se fac că nu înțeleg bine. Ia spuneți-mi, ce dracu le-ați făcut domnilor acelora de i-am văzut ieșit așa de supărați? Nu v-am povățuit să-i primiți ca pe niște persoane pe care voi să vi-i dau de bărbați?
Și ce prețuire, tata, ai fi voi să facem procedeilor necioplite ale unor asemenea ființe? Crezi că e cu putință, mononcle, ca o fată cu puțină judecată să se simtă în largul ei alături de ființele acestea? Ce-o să fie având de zis despre ei? Frumoasă galanterie din partea lor! Cum? Să debuteze mai întâi cu mariajul? Și cu ce-i fi vrând să înceapă? Cu concubinajul? Nu e o aropurtare de care ați avea numai bine de zis, ca și mine de altfel. Există oare ceva mai curtenitor? Și legătura sfântă pe care o râfnesc nu e o mărturie a cuvincioaselor lor intenții, nu? Vai, tată, ce cuvinte din popor ai folosit! Mi-e rușine să te aud vorbind în asemenea manieră. Ar trebui să cauți să înveți să vorbești și tu cu un aer mai distins. N-am ce face cu aerul și cu distinția ta. Îți spun că o căsătorie e un lucru sfânt și că oamenii de omenie nici nu pot dori altceva. Doamne, doamne, dacă toată lumea ți-ar semăna, cât de repede s-ar sfârși un roman. Frumos ar fi dacă în romanele domnișoare de scuderii Siruș s-ar însura de la început cu Manda și dacă Ron s-ar lua de nevastă pe Clelia chiar de la primele pagini. Ce mai fi însemnă și asta? Tată, uite, și verișoara mea poate să spune tot atât de bine ca și mine că nunta nu trebuie să vină decât la urmă, după toate celelalte aventuri. Ca să ne fie pe plac un iubit, trebuie să știe să exprime sentimente rafinate, să fie dulce, tandru și pasionat și să facă curte după toate regulile artei. Mai întâi trebuie să o chească la biserică sau la promenadă sau la vreo întrunire de lume bună pe ființa de care se îndrăgostește. Da. Sau să fie călăuzit spre dânsa de soartă prin vreun prieten sau vreo rudă și apoi să o părăsească visător și plin de melancolie. Să o părăsească? Își ascunde o bucată de vreme pasiunea, totuși îi mai face câteva vizite și niciodată nu uită să aducă în conversație vreo problemă amoroasă care să stârnească duhul celor de față. Sosește în sfârșit și ziua declarației de dragoste, care trebuie să fie făcută de obicei în aleea vreunei grădini, după ce restul invitaților se va fi depărtat. Nu-i așa ca tot? Desigur, Madlon. Și declarația e numai decât urmată de o bruscă supărare, vizibilă după roșața cine va fi îmbujorat obrajii și care pentru o bună bucată de vreme îl ține pe iubit departe de prezența noastră. Ce? Apoi găsește mijlocul să ne împace și să ne obișnuiască încetul cu încetul să suportăm zugrăvirea iubirii lui. Pentru ca apoi să ajungă să obțină de la noi mărturisirea aceea care ne costă așa de mult. Bravo, bravo, Madlon! Urmează apoi aventurile obișnuite, rivalii care se pun de-a curmezișul unei iubiri neîmpărtășite, persecuțiile părinților, gelozia întemeiată pe aparențe înșelătoare, lacrimi, disperare, răpiri și tot ce vine mai departe. Așa se petrec lucrurile după codul manierelor elegante. E un cod de care nu te poți dispensa. Da! Dar să ajungi din primul moment la uniunea conjugală, asta înseamnă, tată, o purtare de precupeți. Precupeți? Ce-mi vine să leșin numai la gândul că mi s-ar putea întâmpla așa ceva. E ce dracu de păsărească am auzit. Ăsta e stilul la modă. Cu adevărat, mononcle? Verișoara mea a nimerit acolo unde trebuia. E cu putință oare să te porți frumos cu asemenea ființe care n-au habar măcar de înaltele purtări, de galanterie? Pun prinsoare că nici n-au văzut măcar harta țării Gingășiei. Atât de pasionant descrisă în romanele domnișoarei de Schidurii și că țara răvașilor dulci, alte, a delicatelor atenții și stihurilor de dor, lăsând cu totul necunoscut. Ce? Dar nu vezi că toată ființa lor spune asta? Și că nici nu au acea înfățișare care de la început te face să ai o părere bună despre cineva? Auzi, să vii la o vizită de dragoste
cu ciorapii de o singură culoare. Nemai pomenit! Cu pălăria neînarmată cu pene. Hăi, cu părul neparfumat și cu o haină care suferă de o adevărată secetă de paunici. Doamne, dar ce fel de pretendenți sunt aceștia? Niște precupeți? Adevărat! Câtă sărăcie în îmbrăcămintea lor și câtă sărăcie în conversația lor. Nu poți rezista. Nu poți scoate la capăt cu asemenea ființe. Vai, și ceva mai mult. Am mai remarcat că gulerele lor nici nu sunt bine călcate și că pantaloniile sunt, ce oroare, cu jumătate de picior mai puțin largi decât o cere moda. Auzi! Mi se pare că sunt nebune amândouă. Nu înțeleg nimic despre ovăiala asta. Catos și tu, Matlon. Ai bunătate, tată, și dezbară-te de numele acestea vulgare și spune-ne altfel pe nume. Cum? Care nume vulgare? Nu s-a stă numele voastre de botez? Doamne, cât de vulgar ești! Unul din lucrurile pe care nu le pot pricepe e cum ai izbutit să dai naștere unei fete atât de pline de spirit ca mine. S-a mai văzut oare să se vorbească în stil literar despre Catos sau despre Madlon? Chiar așa mă rog. Și n-ai fi gata să mărturisești că ar fi destul numai unul din numele astea ca să faci de râs romanul cel mai frumos din lume? Da, e adevărat, mononclu, că o ureche mai delicată suferă de mânie când aude pronunțându-se asemenea cuvinte. Și numele de Polixen, pe care și l-a ales verișoara. Polixen, precum și acele de Amint, pe care mi l-am ales eu, au o grație cu care trebuie să rămâi de acord. Ia ascultați, nu înțeleg să vă luați alte nume decât acele date de nașii și nașele voastre. Cât despre domnii de care a fost vorba, eu le cunosc familiile și averile și vreau cu tot din adinsul să vă pregătiți să-i primiți ca soți. M-am plictisit să vă tot am pe cap și paza două fete ca voi este o sarcină care începe să fie prea grea pentru un om la vârsta mea. Despre partea mea, mononclă, tot ce pot să-ți spun e că găsesc căsătoria un lucru cu totul nesuferit. Cum poți să suferi gândul să te culci alături de un om cu adevărat gol? Ce spui? Papa, îngăduie să mai răsuflăm nițele în mijlocul societății bune din Paris, da, unde abia am sosit. Lasă-ne să ne înfiripăm în pace, gherghefu romanului visat de noi, și nu grăbi atâta sfârșit. Te rugăm, mononcle. Nu mai încape nicio îndoială, sunt apucat, e rău. Vă spun încă o dată că nu înțeleg nimic din toate bazaconile astea. Vreau să fiu stăpân la mine în casă și ca să punem o dată capăt poveștilor ăstora, sau vă hotărâți să facem nunta cât mai curând, sau pe cinstea mea vă duceți la mănăstire. Scurt și cuprinzător. La mănăstire? Da, la mănăstire. Mă și duc să vorbesc cu maica stareță. La mănăstire! La mănăstire! Doamne scumpa mea, poate oare tatăl tău să aibă până într-așa hal forma cufundată în materie? Cât de obtuză este inteligența, cât de întuneric e în sufletul său. Ce vrei, scumpa mea? Sunt confuză din cauza lui. Mi-e greu să mă convinc că pot eu să fiu cu adevărat fica lui. Și nădăjduiesc că va surveni cândva un eveniment fericit care să-mi descopere o origine mai strălucită. Asta nu m-ar mira deloc. Da, sunt toate aparențele. Și despre partea mea la fel când mă uit la mine. Cine bate la ușă? Cine ne deranjează din conversația noastră? Cine? A venit un lacheu care întreabă dacă sunteți acasă. Spune că stăpânul său vrea să vă vadă. Să faci bunătate, prosto, să te exprimi cu mai puțină vulgaritate. Spune așa: iată, doamnele mele, un indispensabil care întreabă dacă aveți comoditatea să fiți vizibile. Ai înțeles? Ei, parcă aș înțelege latinește. Eu n-am învățat ca dumneavoastră filozofia în școli înalte. Sunt preasnică! E cu putință să îndure așa ceva. Cine-i stăpânul la cheul acesta? Mi-a spus că îl cheamă marchizul de Mascarin. Scumpa mea, un marchiz! Hai, te vine! Un marchiz! Hai, tu te repede!
repede! Da. Du-te repede și spune că sunt invizibile! Da, da, repede! Desigur, e un om din societatea înaltă, cine? Care a auzit vorbindu-se de noi! Da, așa-i fără îndoială, scumpa mea! Draga mea, ce facem? Scumpa mea, să-l primim în salonul acesta! Da, da, mai bine decât în iatacul nostru! Sigur! Să ne potrivim măcar puțin părul! Așa, și să fim la înălțimea reputației noastre! Repede, repede, Marot! Vino să ne prezint sfătuitorul grațiilor! Sfătuitorul grațiilor? Pe ce este mea, Coniță? Nu știu ce orătanie vorbiți. No? Dar spuneți-mi creștinește dacă vreți să înțeleg. Adu-ne oglinda! Ignorantă ce ești! Da. Și bagă de seamă să nu murdărești cu înfățișarea chipului tău. Da. Fericirea celor două prețioase domnișoare nu mai cunoșteau margini. Se pudrau, se frizau, se potriveau, Madlon pe Catos și Catos pe Madlon, adică, pardon, Polixen pe Amant și Amant pe Polixen, neuitând fiecare să țipe la biata Marot, ori de câte ori nu ținea bine pieptenele, cutia de pudră sau sfătuitorul grațiilor. În vremea asta, iată că de poarta domnului Gorjebus se apropie o impunătoare litieră purtată de doi hamali. Cine stă confortabil instalat în litieră ca într-un fotoliu măreț? Cine e splendidul personagiu pierdut între panglici și rețele și mătăsuri? Desigur, nimeni altul nu poate fi decât marchizul de Mascarii. Auziți-l cum se răstește la hamali. M-a lăsat în stradă. Băgați litiera pe poartă până la intrare. Am băgat-o noi, domnule, dar nu intră pe poartă. Să intre, măgarilor, că de-aia vă plătesc. Eu nu cobor în stradă. Nu coborâți? Bine. Hai de joc. Stați, binișor! Zidu! Au! Au! Stați! Trage frânsa! Hai, oasele mele! Mi-a spart țeasta! Încă puțin! Hai! Slavă Domnului! Mi se pare că ticăroșii ăștia și-au pus în gând să-mi sfărâme oasele, tot ciocnindu-mă de ziduri și de caldară. Băi, dacă e poarta așa de strâmtă, n-ați vrutoare să intrăm până aici? Sigur că am voit. Nu o să-i vrând acum măgarilor să-mi primejduiesc frumusețe de pene, expunându-le intemperiilor sezonului ploios. Sau să mă apuc să-mi întipăresc pantofii în noroi. Haide, luați litiera de aici. Plătește-ne dacă binevoiești, domnule. Cum? Am spus, domnule, că trebuie să ne dați bani. Vă rugăm. Ah, vrei bani? Da. Na, cum îndrăznești ticălosule să ceri bani unei persoane de rangul meu? Cum? Așa sunt oare plătiți oamenii sărmani? Dar ce, rangul dumneavoastră ne va da de mâncare? Da, e, vă învăț eu să vă cunoașteți lungul nasului. Auzi, canalile, să îndrăznească să se joace cu mine. Hai, plătește-ne mai repede. Cum? Spun că vreau să am banii numai decât. E, uite, ăsta cel puțin e om de înțeles. Hai mai repede, hai. Așa, uite, tu vorbești cum se cuvine. Ăla te-o înticălos, care nu știe ce vorbești. Na. N-ai ești mulțumit? Nu sunt mulțumit. Ai tras o palmă tovarășului meu și... Na, stai, încet, na, ține și pentru palmă. Capeți ce vrei de la mine dacă mă iei cu binișor. Hai, veniți să mă luați în grabă. Să mă duceți la Louvre, să asist la culcarea majestății sale. Fericit că a scăpat ușor de obrăznicia hamalilor, domnul marchiz de Mascarii își reia falnica sa înfățișare. Urcă două trepte și țanțoș ca un păun agită clopoțelul de la intrare. Almanzor îi deschide. Ce doriți, domnule? Sunt marchiză de Mascarii. Mi s-a transmis măguritoarea în științare că domnișoarele Madlon și Catos sunt vizibile pentru persoana mea. Da, domnule marchiz. Intrați, vă rog. Marchizul de Mascarii, mângâindu-și alene penele cele lungi de la pălărie, trece pragul intrării plin de importanță. Face un semn lui Almanzor, ca și cum i-a spune: nu sta în calea mea că mă murdărești.
Almanzor se supune umil și acum urcă scara lovind tacticos cu bastonul cu panglicuțe, treaptă după treaptă. Ușa salonului i se deschide. Marchizul intră. Aruncă o privire circulară, evaluând distant bogăția mobilierului. Apoi se instalează confortabil într-un fotoliu. Ce bine e să fii marchiz! Strașnică idee a avut deșteptul de la Grange. Ce măiestrit întrebințare s-a priceput să dea talentelor mele nobiliare. Sunt mai marchiz decât toți marchizii Franței la un loc. Da, atenție, se deschide ușa. Domnule, stăpânele mele vin numai decât. Da, spune-le să nu se grăbească. Sunt așezat comod aici și le aștept. Uite-le! Doamnele mele! Domnule! Ah, ce frumos salută! Câtă grație! Domnule! Domnule marchiz! Doamnele mele, veți fi admirate fără îndoială de îndrăzneala vizitei mele. Dar reputația dumneavoastră e pricina acestei neplăceri și meritul are pentru mine un farmec atât de puternic încât alerg peste tot pe urma lui. Dacă ați plecat în căutarea meritului, nu ar trebui să vânați pe meleagurile noastre. Ca să găsiți meritul la noi, a trebuit să-l aduceți cu dumneavoastră. Mă scriu un fals contra acestor cuvinte. Faima dumneavoastră e îndreptățită să vă preamărească meritele și puteți face marți tot ce contează la Paris ca lume galantă. Complezența dumneavoastră împinge prea departe dărnicia măgulirilor și verișoara mea și cu mine nici nu ne gândim să cădem cu tot din adinsul în lațul plăcut al laudelor dumneavoastră. Madlon, draga mea, ar trebui să spui să aducă niște scaune. Da. Hei, Almanzor! Poruncă! Repede, vehiculează-ne aici comoditățile conversației. Prea bine, domnișoară. Faptiți! Da, cel puțin mă aflu aici în siguranță. Voi, dar de ce vă temeți, domnule marchiz? De vreo tentativă asupra inimii mele, de vreun asasinat al libertății mele. Văd aici doi ochi care au aerul să fie foarte privejdioși, să pericliteze libertatea și să se poarte cu inimile ca turcul cu maurul. Turcul cu maurul? Maurul? Cum, dracu? De îndată ce te apropii de ei, se pun în gardă. Ucigătoare gardă. Pe cinstea mea, mi-e teamă de ei. Și o iau îndată la goală dacă nu-mi dați garanție solvabile că nu-mi vor face niciun rău. Scumpa mea, ce caracter plăcut și vesel. Un adevărat Amilcar. Nu vă temeți, domnule marchiz. Ochii noștri nu au gânduri rele și inima dumneavoastră poate dormi în siguranță sub garanția lor. Dar, vai, da, vă rog, domnule marchiz, nu fiți neînduplecat față de acest fotoliu care vă întinde brațele de un sfert de oră. Binevoiți ai îndeplinit dorința ei fierbinte de a îmbrățișa. Mulțumesc. Și marchizul de Mascarii se cufundă alene în fotoliul care îi se oferă. Scoate din buzunar un pieptene, își piaptenă ostentativ peruca blondă, își potrivește panglicile și jaboul de dantelă, tușește de câteva ori, apoi deschide conversația cu subiectul cel mai plăcut urechilor prețioaselor noastre. Doamnele mele, ce părere aveți dumneavoastră despre Paris? Vai, ce putem spune oare? Ar trebui să fie antipodul rațiunii, ca să nu mărturisești că Parisul e marele magazin al minunilor, centru bunului gust, al spiritului rafinat și al galanteriei. În ce mă privește, susțin că în afara Parisului nu poate fi mântuire pentru oamenii bine. E un adevăr de necontestat. E cam noroi pe străzi, dar avem litierele. E adevărat că litiera este o minunată pavăză împotriva insultelor noroiului și al timpului rău. Și primiți multe vizite? Ce oameni de gust vă frecventează? Vai, nu
Nu suntem încă cunoscute de nimeni, dar suntem tocmai pe cale de a fi cunoscute. Și avem o prietenă bună care ne-a promis să ne aducă aici pe toți autorii de poeme la modă. Și pe alți domni, despre care ni s-a vorbit că ar fi arbitrii desăvârșiți ai eleganței. Păi nimeni n-ar putea să vă ajute mai bine ca mine. Toți ăștia vin la mine în casă. Da? Și pot să vă declar că nu mă scol niciodată dimineața din pat fără să văd în jurul meu o jumătate de duzină de oameni străluciți. V-am fi îndatorate până la moarte dacă ne-ați face un asemenea serviciu prietenesc. Oh, nimica, tata, se poate. Căci avem nevoie, este nevoie să facem cunoștință cu toți domnii aceștia, dacă voim să facem parte din lumea bună. Oh, desigur, desigur, doamne. Ei sunt aceia care consacră reputațiile Parisului. Și știți prea bine că unii dintre ei n-au nevoie decât să-ți vină în casă ca să-ți creeze faima unei persoane de gust. Ca mine, nu? Fără a mai fi nevoie de altceva. Cât despre mine, ceea ce m-ar interesa mai presus de toate ar fi că, grație acestor vizite atât de spirituale, am aflat sute de lucruri pe care trebuie să le știi cu orice preț și care constituie esența spiritului rafinat. Da. Astfel afli în fiecare zi veștile din lumea bună. Afli ce s-a scris mai frumos la Paris, în proză sau în versuri. Da. Poți afla la timp cutare a compus cuvintele pentru cutare arie. Acesta a făcut un madrigal pentru a-și cânta fericirea. Celălalt a compus stanțe pentru a deplânge o necredincioasă. Domnul cutare i-a scris aseară domnișoarei cutare un sextet, al cărui răspuns domnișoara i l-a trimis azi dimineață către orele 8. Exact. Cutare autor a făcut cutare plan, cutare a ajuns la partea a treia romanului său și cutare își are lucrarea sub tipar. Toate acestea te fac să fii prețuită în societate. Și dacă nu știi asemenea lucruri, nu se dă un ban pe tot spiritul pe care l-ai putea avea. Nu se dă. Într-adevăr, găsești că ești ridicol din cale afară dacă te pretinzi om de spirit și habar n-ai de cel mai neînsemnat catren care se compune zilnic la Paris. Desigur, domnișoare Catas. Ceea ce mă privește, m-aș simți nespus de rușinată dacă aș fi întrebată despre ceva la ordinea zilei de care să n-am habar. Da, este foarte adevărat că e rușine să nu capiți printre primii tot ceea ce se compune. Da, să nu vă faceți sânge rău. Voiesc să întemeiez la dumneavoastră o academie de oameni de spirit și... Vă făgăduiesc că nu se va mai compune o frântură de vers în tot Parisul fără să nu știți pe de rost înaintea celorlalte. Va fi minunat! Domnule marchiz, verișoara mea și cu mine vom învăța toate versurile și prozele Parisului. Da. Ba chiar o să le și compune. Da, bravo. Despre mine, așa cum mă vedeți, îmi dau o stenelă să compun când o voiesc și veți vedea circulând din operele mele în saloanele lumii bune din Paris. Am scris vreo 200 de cântece. 200? Tot atâtea sonete. Câte 400 de epigrame. Și mai bine de 1000 de madrigale. Extra! Fără a mai pune la socoteală enigmele și portretele. Vă mărturisesc că îmi plac portretele la nebunie. Nu văd nimic mai elegant decât portretele în versuri. Portretele sunt greu de compus și cer un spirit adânc. Le veți vedea pe cele compuse de mine care n-au să vă displacă. Mie enigmele îmi plac grozav. Da, ele... Ele exersează mintea. Și azi dimineața am compus 4 enigme pe care vi le voi da să le dezlegați. Madrigalele sunt agreabile când sunt bine potrivite. A bine, astea sunt calul meu de bătaie. Și mă ocup în prezent să pun în madrigale întreaga istoria Romei. Desigur că va fi ceva minunat de frumos. Va fi. Să mă opriți și mie cel puțin un exemplar, dacă le tipăriți. Bine, uite, vă promit la fiecare câte un exemplar dintre cele mai frumos legate. Mersi! Dar să știți că le tipăresc așa, numai ca să aibă ce să câștige librarii, care se tot țin după mine și nu-mi dau pace.
Vai, îmi închipui ce mare plăcere e să fii tipărit. Fără îndoială. Dar apropo, trebuie să vă spun un impromptu pe care l-am compus ieri la o ducesă, una din prietenele mele, da, pe când eram la ea în vizită. Căci sunt al dracului de tare în impromptiuri. Impromptiurile, tocmai piața de încercare a omului de spirit. Ia ascultate. Suntem numai urechi. Oh, nici nu băgam de seamă, când vă privesc așa, fără de teamă, ai voștri ochi mă fură tiptil cu focul lor, ajutor, 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 ajutor. Nici că se poate ceva mai spiritual. E tot ce fac eu are un aer de noblețe. Nici nu miroase măcar a pedanterie. Mai chiar departe, cu mai bine de 2000 de poști. Ați băgat de seamă cum vine începutul? Oh! Da. Adică, iată, uite ce lucru extraordinar. Oh! Ca și cum nici nu mi-aș fi trecut prin minte până atunci, știți? Oh! Adică ce surpriză, vai, nu? Da, găsesc acest minunat! Nu? Dar parcă dumneavoastră n-ați fi de acord, domnișoare. E eu? Da. Doamne, ce spuneți? Asemenea lucruri sunt de neprețuit, fără îndoială. Și aș prefera să fi compus numai acest decât o întreagă epopee. La noi, aveți gust bun. Aveți gust bun, doamne? Ba, chiar așa de rău nu l-ai fi având. Da, nu admirați și nici nu băgam de seamă? Da. Nici nu băgam de seamă. Adică nu observam aceasta. E un mod cât se poate de firesc a te exprima. Nici nu băgam de seamă. Când vă privesc așa, fără de teamă, adică pe când mă uit la dumneavoastră, vă observ, vă contemplu, fără de teamă, adică fără gând ascuns, ca un miel nevinovat, ai voștri ochi mă fură tiptin. Cum mi se pare tiptin? Nu-i bine aleasă expresia? Ce zure? Foarte bine aleasă! Tiptin, pe friș, parcă aș fi o pisică pândind ușoarece, tiptin. Tile? Ce spuneți? Tiptil! Nici nu se poate ceva mai frumos! Ai voștri tiptil. Ochi mă fură tiptil cu focul lor? Mi-a furat inima, adică? Ajutor, ajutor, ajutor! Ajutor! Nu e așa că parcă ar lega cineva după un hoț ca să-l prindă. Ajutor, ajutor, ajutor! 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 Trebuie să recunoaștem că are o manieră spirituală și galantă. Să vă cânt acum și aria pe care am compus-o pe aceste cuvinte. Cum ați învățat și muzica? Eu? Deloc, de unde? Nu. Cum? Nu, cum? Dar atunci cum puteți compune arii? Pe oamenii de rangul meu știu totul fără a fi învățat niciodată nimic. Sigur că așa e, draga mea. Sigur. Ia ascultați dacă e pe placul vostru aria asta. Păcătoasa de vreme mi-a jignit teribil delicatețea vocii, dar ne-a reface fără ceremonie. Nici nu băgam de seamă când vă privesc așa fără teamă. Ai roșii ochi mă fură tiptil cu focul lor. Ajutor, ajutor, ajutor! Ajutor! Ce ziceți? Așa e pătimașă! Mor când ascult așa ceva! E ceva cromatic în ea. Este ceva. Nu găsiți că... Cât de bine e tălmăcită ideea în cântec, nu? Ajutor, ajutor! Apoi ca și când ai striga cât poți de tare. Ajutor, ajutor! Și apoi dreapte ca o persoană la capătul puterilor. Ajutor! Iată ceva să zică să cunoști esența lucrurilor
esențialul. Da, da, asta e esențialul. Mare artă. Totul e minunat, vă asigur. Sunt entuziasmată și de arie și de cuvinte. Vai, n-am văzut niciodată ceva mai frumos. E, tot ce fac eu are un aer firesc, fără să fi fost pregătit dinainte. Natura v-a favorizat ca o mamă iubitoare, e, da. Al cărei copil răsfățat sunteți. Mii de mulțumiri pentru măgăritorul dumneavoastră compliment. Dar îmi spuneți-mi acum, cu ce vă treceți timpul, doamnele mele? Facem nimica de seamă. Mm? Am fost până acum într-un îngrozitor post de distracții. Eh, vă ofer să vă conduc una din zilele acestea la teatru. Dacă n-aveți nimic împotrivă. Trebuie tocmai să se joace o comedie pe care aș fi încântat să o vedem împreună. Nu vă putem refuza, domnule marchiz. Dar am să vă rog să aplaudați cum trebuie când vom fi la teatru, căci mi-am luat obligația să scot în evidență piesa și autorul în persoană a venit să mă roage în acest sens numai departe decât azi dimineață. Știți, așa e obiceiul pe aici. Nouă, oamenilor de rang înalt, ne vin acasă autorii să ne citească ultimele lor piese ca să ne înduplece, să le găsim frumoase și să le înspândim. Și vă las să judecați dacă galeria îndrăznește să ne contrazic atunci când rostim vreun cuvânt. A, în ce mă privește, sunt foarte exact. Și când am promis cutării autor să-l susțin, strig într-una cât mă ține gura. Ce frumos! Ce frumos! Chiar înainte să se ridice cortina. Un nemaipomenit! Ah, ce minunat oraș e Parisul! În fiecare zi se petrec aici sute de lucruri noi, de care habar n-ai avea în provincie, oricât de spiritual ai fi. Hey, gata, gata. Acum, destul cu provincia, draga mea. Da, da, sigur, draga mea. Cred că ne e de ajuns. Da, da, sigur. Cum suntem noi învățate aici la Paris, ne vom face o datorie să ne pronunțăm asupra oricărui lucru pe care îl auzim. Bravo, 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 bravo. Deci, Madeleine, nu știu dacă nu cumva mă înșel, dar dumneavoastră parcă ați avea aerul că ați compus vreo comedie. Eu? Mm-hmm. Ah, da, s-ar putea să fie așa cum ați spus. Ah, pe cinstea mea trebuie să vedem. Trebuie să fie vorba, am compus și eu una pe care vreau să o dau să fie reprezentată. Și la ce trupă o veți da? Oh, ce întrebare! Celor mai mari comedieni, trupe de la Hotel de Bourgogne. Numai actorii de acolo sunt în stare să joace cum se cade. Ceilalți din trupa lui Molière sunt niște ignoranți care recită versurile așa cum vorbesc. Nu se pricep să facă versurile, să sforăie, nici să se oprească acolo unde trebuie, adică la locurile cele mai palpitante. Da, da, da. Și cum ai putea oare să știi unde se află versul cel mai frumos al piesei dacă actorul nu se oprește când recită, înștiințându-ne astfel că a sosit momentul să aplaudăm? Da, adevărat! Într-adevăr, numai recitând astfel e cu putință să-i faci pe spectatori să guste frumusețile unei piese. Natural. Și lucrurile nu prețuiesc decât în măsura în care îți dai osteneala să le scoți în relief. Eu spuneți-mi, cum vă place pana de la pălăria mea? O găsiți asortată cu haina? Foarte asortată! Funda! Funda care o prinde bine aleasă? Îngrozitor de bine! Nu-i târguită de la perdrijă? Desigur! Dar ce părere aveți de jartierele mele? Vă prind minunat! Aș putea să mă laud că sunt cu cel puțin un lat de palmă mai lat decât jartierele obișnuite. Trebuie să mărturisesc că n-am văzut niciodată o artă atât de superioară în îmbrăcăminte. Bine, băiți, o clipă să fixați reflexia mirosului dumneavoastră asupra acestor mănuși. Mirosiți-le, vă rog. Ce plăcut miros. Da, n-am simțit niciodată un miros mai bine asortat. Dar peruca mea, cum o găsiți că miroase? Peruca? Da, vă rog, mirosiți. Minunată calitate. Cât de delicios influențează sublimul. Dar de penere mele, nu ziceți nimic? Cum le găsiți? Năprasnic de frumoase. Dar și nu ziceți că mă costă un galben duzină? Despre partea mea, am norabul că nu pot să cumpăr decât tot ce e mai frumos. Vă asigur că și eu am același obicei. Sunt de o delicatețe grozavă pentru tot ceea ce port. Și până la ciorapi. Nu pot suferi pe mine decât lucruri de casă mare. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce este? Încetişor,
să mă trăznească Dumnezeu, doamnele mele, dar nu vă purtați frumos cu mine. Am să mă plâng de purtarea dumneavoastră, nu e o purtare cuvincioasă. Ei, vai, dar ce e? Ce mi s-a întâmplat? E cum? Amândouă mi-a saltat inima în același timp. M-a atacat și din partea stângă și din partea dreaptă. E contra dreptului ginților. Lupta nu e egală și am să chem ajutor, 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 ajutor. Vai, trebuie să mărturisești, draga mea, că spune niște lucruri atât de originale. Da. Are un mod admirabil de a se exprima. E drept, mă exprim. Domnule marchiz, nădăjduim că e mai mare frica decât durerea și că inima dumneavoastră strigă mai înainte de a i se fi făcut vreo rană cât de mică. Cum, dracu? Inima mea e jupuită din cap până în picioare. Auziți? Râd prețioasele noastre domnișoare, râde domnul marchiz de Mascarii, zâmbiți poate și dumneavoastră, iubiți ascultători, pe nevăzute unde. Dar vă asigur că marchizul nostru nu minte. E foarte greu, chiar și pentru celebrul marchiz de Mascarii, să se însoare cu două domnișoare deodată. Iată însă că greutatea alegerii cade ca prin minune. Hotărât lucru, ziua aceasta nu e o zi ca toate celelalte, fiindcă o altă personalitate pariziană pășește chiar acum pe pragul porții. Sunteți nerăbdători să aflați cine este mărunțelul acesta slăbănog, gălbejit la față și cu pălăria înzorzonată de spadasin? O clipă de răbdare. Iată, a ajuns la ușă. Ei, nu e nimeni? Deschid, deschid acum! Bună ziua! Da. Ce poftiți? Sunt vicontele de Jodle. Domnișoane, sunt acasă? Acasă, acasă! Intrați! Da. Ați auzit? Vicontele de Jodle. Și el urcă scara pe urmele lui Mascarii. Dar, cred că ați observat, nu e la fel de țanțoș și de cuceritor. Sărmanul îl strânge tare rău pantoful cu barete de la piciorul stâng. Jodle a ajuns la ușa salonului. Domnișoare Marlon! Sunteți prea bun, domnule marchiz, că vă lăsați atenția atrasă de câteva cuvinte spuse la întâmplare. Da? Întreabă cineva de dumneavoastră, Coniță. Cine? Domnul Vicomte de Jodle. Domnul Vicomte de Jodle? Îl cunoașteți, domnule marchiz? E cel mai bun prieten al meu. Poftește-l să intre numai decât. Da. E câtva timp de când ne-am mai văzut și sunt încântat să-l întâlnesc pe Vicomte de Jodle. Iată, Vicomte! Marchize! Vino să te îmbrățișez! Dragul meu, marchiz! Dragul Vicomte, cât de bine îmi pare că te-am întâlnit! Câtă bucurie să te găsesc aici! Mai sărută-mă încă o dată, te rog! Scumpa mea verișoară, începe să ne cunoască lumea! Lumea bună! Uite ce lume bună ne vizitează! Doamnele mele, îngăduiți-mi să vă recomand pe acest gentil om. Pe cuvântul meu e demn să fie cunoscut de dumneavoastră. Doamnelor, nu-i decât foarte firesc să vi se dea ce vi se cuvine. Și farmicele dumneavoastră suverane pot pretinde supușenii de plină de la oricare persoană de calitate. Vai, domnule Vicomte! Asta înseamnă să împingeți politețea până la ultimile limite ale măguliei. Ziua aceasta trebuie însemnată în calendar ca o zi prea fericită. Almanzor! Almanzor! Băiete, tot mereu trebuie să-ți spun același lucru. Nu vezi că lipsește adăugirea unui fotoliu? Doamnele mele, să nu vă prindă mirarea că vicontele arată astfel. De-abia s-a dat jos din patul suferinței după o boală grea
care l-a făcut galben la față, așa cum îl vedeți. Vai de mine! Asta e urmarea grijilor de la curte și ostenelilor războiului. Nici nu știți, domnule mele, că puteți admira un viconte pe unul dintre cei mai viteji oameni ai secolului nostru. E un viteaz de n-are pereche. Nici domnia ta, nu te lași mai prejos, marchize. Știm cu toții ce vă poate brațul. E adevărat că ne-am putut observa unul pe altul în multe împrejurări grele. Și încă în fel de fel de locuri unde era tare cald. Da, dar nu atât de dogoritor ca aici, la căldura ochilor acestor doamne. Am făcut cunoștință în război. Prima oară când ne-am văzut, marchizul comanda un regiment de cavaleri pe galerele Malte. Da, da, foarte adevărat, exact, pe galerele Malte. E, da, domnia ta mi-ai luat înainte. Și vă amintesc că nu eram decât un tânăr ofițer pe când domnia ta comandai 2000 de cai, mi se pare. Adevărat? De sigur, vicontul de Jodle e primul călăreț al Franței. Vai, extraordinar! Frumos lucru e războiul. Da. Dar pe cinstea mea, curtea nu răsplătește îndeajuns slujitori ca noi. Așa, de aceea m-am și hotărât să atârn sabia în cui. Vai de mine! Da, da. Trebuie să vă mărturisesc că mor după oamenii care poartă sabie. Ce mie îmi plac, dar eu vreau ca spiritul să meargă mână-mână cu vitejia. Bine, la noi merg. Ți-aduce aminte, viconte, de semiluna aceea pe care am luat-o noi cu asalt la sediu Arasului? Ce vrei să spui cu semiluna? Era curat lună plină. Da, 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 mi se pare că ai dreptate. Plină era, da, 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 da. Dacă plină. Nici eu n-am să-mi amintesc pe cinstea mea, acolo am fost rănit la picior de explozia unei grenade. Am și acum urmele rănii. Ia pipăit scolea puțin așa. Vă rog, domnișoară. Ia, vă rog. Vă veți convinge ce rană am căpătat. Unde, că nu? Da, ia, uite, aici. Așa. Vai, ce mare cicatrice! Da, cam... Ia dați-mi mâna și mie, domnișoară Madlon, și pipăiți-mă cu alea. Unde? Aici, la ceafă. Ați găsit? Da, parcă aș simți ceva. E rana făcută de un glonte de muschetă pe care l-am primit în ultima campanie la care am luat parte. Dați-mi voie, doamnelor, să mă deschei la piept. Uite și aici o rană făcută de o lance care m-a străbătut dintr-o parte într-alta a corpului la asaltul de la Gravlinos. Da. E, dacă e așa, îngăduiți-mi să mă deschid și eu ca să vă arăt o rană ciudată. Nu, nu, voi vă rugăm foarte mult, vă credem fără să vă mai privim. E, dar sunt semne care ne fac cinste și arată lumii cine suntem noi. Noi nici nu ne îndoim de cine sunteți dumneavoastră, niște adevărați eroi. Eroi, da. Viconte, da. Aici caleașca dumitale? De ce întreb, marchize? Am putea să le plimbăm pe aceste doamne în afara orașului și le-am face și câte un dar. Astăzi nu ne-am putea plimba. Nu? Atunci să aducem vior și să dansăm aici. Pe cinstea mea, o idee minunată. Asta da, asta primim, dar ar trebui o societate mai numeroasă. Păi este un tarav de vioriști la hanul de alături. Să-i aducem aici să ne cânte. Dați-mi voie să-mi stric pe fereastră la chei. I-am lăsat în curte și sunt. Hei, șampani, picard, burghignon, cascar, labast, la verdure, lorraine, provența, la violet. Dracu, i-a luat pe toți racheii mei. Nu cred că există în Franța gentilom mai prost servit decât mine. Canariile astea mă lasă întotdeauna singur. Ceva? Amazon! Poftiți, domnișoară! Amazon, du-te afară și spune lacheilor domnului marchis să aducă pe violoniști. După aceea poftește pe domnii și domnișoarele de vis-a-vis să populeze singurătatea balului nostru. Vezi, Almanzor, dacă ticăloșii mie de la chei au plecat la dracu, trimite dumneata pe cineva să-mi aducă aici pe muzicanții de la Han, da? Da, domnule. Vai, draca mea, ce bine vom petrece! Ziua de azi va
rămâne neștersă în amintirea mea. Ce spui, viconte, de ochii aceștia, a? Dar ție, marchize, cum ți se pare? Eu zic că libertatea noastră cu greu va ieși din casa asta cu fața curată. Cel puțin pentru mine vorbind, simt niște zguduieli strașnice și inima mai ține numai de un fir, dragul meu, Jodle. Cât de natural e tot ceea ce spune, aduce vorba cum nu se poate mai măestri. E adevărat că nu-și precupețește spiritul? Ca să vă arăt tot talentul meu, doamnele mele, am să improvizez ceva pe loc. Din nepunere, și totuși, dragă. Mai implor din toată fierbințeala sufletului meu să ascultăm și noi ceva compus în cinstea noastră. Aș avea poftă să vă compun și eu ceva. Dar mă găsesc puțin cam indispus în privința inspirației poetice, fiindcă mi s-a luat de prea multe ori sânge zilele acestea. Ia dă-te la o parte că n-am loc să improvizez așa. Ia te uite, drăcie. Îți compun totdeauna perfect primul vers, dar mi-e foarte greu să le compun pe celelalte. Nu, pe cinstea mea nu pot să lucrez așa grăbit. Altădată, am să vă improvizez ceva pe îndelete și veți vedea dacă va exista ceva mai frumos pe lume. Mersi. Are un spirit drăcesc. Și ce galant, ce rafinat. Galant. Ia spune-mi, viconte, de când ai văzut-o pe contesă? Care contesă? Contesa. Contesa, păi sunt peste 3 săptămâni că n-am mai văzut-o. Dar nu știi că Dulcele a venit să mă vadă azi dimineață? Și voia cu orice preț să mă ia la moșie cu dânsul să vânăm căprioare. Ce idee! Domnii, și prietenele noastre! Da. Dar domnilor, acestora le-a trecut prin minte să ne dea aripi însuflețite la picioare și am trimis să poftească ca să umplem golurile societății noastre. Vă mulțumim pentru atenție. Invitația voastră m-a emoționat. Ador balurile. Asta nu e decât un bal improvizat. Dar într-o de zile vom da un bal după toate regulile. Au venit viorile? Da, domnule, au venit. Hai, scumpele mele, așezați-vă pentru dans. Un moment, vă rog. Un moment, dați-mi voie să deschid mica noastră petrecere dansând de unul singur preludiul. Bravo, bravo, marchize. Bravo, bravo, marchize. Muzicanți, gabota. Ce tali elegante are. Da. Și are aerul că știe să danseze. Minunat. Domnișoare Madlon, vreți să-mi faceți cinstea să dansați cu mine această gavotă? În cadență, viorilor, în cadență, ce nepricepuți. Nu-i chip să dansez cu noi. Să vă ia dracu, mai iute. Nu știți să cântați în măsură. Mai apăsați, ce vior de mahala. Domnișoară, dați-mi voie să vă dansez și eu. Așa. Da. Nu grăbiți, domnule. Nu grăbiți atâta cadența. De-abia m-am dat jos din pat, sunt după boală. Așa. E, nu pot să mă știu după voi. Nu pot. Ce drăcovenie mai e și asta? Muzică la mine în casă? Ei, să știi că ea e o nebunie, dar desmățate, logale. Ei, armazot!
Magot! Magot, Almanzor! Ce dorește, domnul? Stăpânul m-a strigat? Ce hârmălă asta la mine în casă? Invitații domnișoarelor. Azi bal! Bal! Da, domnule, domnul marchis de Mascarii și domnul viconte de Jodli. Cine să știe, nu-i cunosc. Nu le-am dat voie fetelor să vorbească cu niciun marchis, cu niciun viconte. Ia să mergem în salon. Nu, domnule, nu intra. Domnișoarele nu vor să fie deranjate. Ce face? În casa mea n-am voie să intru unde vreau. Vă mănâncă spinarea, vă amândoi să vede. Nu, domnule, zău nu mă mănâncă. Nici pe mine. Ia vedeți, cine sună așa grăbit? Da. Domnii Lagrange și du Croisy. Bună ziua! Domnule Lagrange, da. Domnule du Croisy, sunt fericit să vă văd iarăși în casa mea. Nu vă bucurați degeaba, domnule. N-am venit pentru ceea ce credeți. Căutăm doi bandiți care petrec la dumneavoastră în casă. Uite, au adus și muzicanți. Da. Doi bandiți la mine? Domnilor, mă insultați? La mine se pare că e un viconte și un marchis. Ce viconte? Ce marchis? O să vedeți dumneavoastră cine-s domnii ăștia. Veniți cu noi în salon. Sfântă Fecioară, ce nenorocire mă mai pândesc. Poftiți, da, da. Ce faceți aici, De 3 ceasuri vă căutăm. Aole, domnul Lagrange. Domnul de culoare, hai să... Petreceți cu domnișoarele, nu? Da, domnule, nu mi-ați convenit că mai ieși cu bătaie. Fie-ți mai stăticălosul, să vrei să faci pe omul de lume. Asta vă mai lipsea. Dar acum o să vă cunoașteți lungul nasului. Nu, deci mă da! Nu da, domnule, că sunt după boală, nu da, aoleu! Ei, domnilor, ce e comedia asta? Veniți cu noi. Vă vom povesti totul. Până atunci să dispăriți de aici, ticăloșilor! Au plecat? Nu da! Bine, dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, spune? Nimic, o simplă prinsoare. Sigur. Să vă lăsați bătuți în așa hal? Bătuți noi, n-am vrut să arăt că am băgat de seamă, că sunt cam violent din fire și m-aș fi înfuriat. Da. N-ați putut îndura asemenea afront în prezența noastră? Nu, ce afront, nu-i nimic. Dar să dansăm mai departe. Știți, ne cunoaștem de multă vreme și între prieteni o să ne supărăm noi pentru atâta lucru. Hai să dansăm mai departe. Muzica, să înceapă dansul. Muzica! Nu da! Vă să zic că n-ați plecat! S-a întors stăpână! Pe cinstea mea, derbedeilor, n-o să vă bate joc de noi, vă păgătuiesc! Pregătiți-vă spinarea! Nu ajung! Nu da! Ce înseamnă răzneala asta? Să ne turbure astfel în casa noastră! Cum, doamnelor? Să îngăduim ca la cheii noștri să fie mai bine primiți decât noi? Să-i lăsăm să vină aici să vă facă curte în lipsa noastră și să vă dea și un bal la cheii noștri? La cheii dumneavoastră? Da, la cheii noștri. Și nu e nici frumos, nici cuvincios din partea dumneavoastră să ne scoateți din minți în așa hal. Cerule, câtă obrăsnicie! Dar n-au să se împăuneze multă vreme cu hainele noastre ca să vă ia ochii. Și dacă vreți să iubiți, n-aveți decât. Dar o veți face numai pentru ochii lor. Haide! Dezbrăcați-vă numai decât! Jos! Adio, haine de preț. Praf s-a ales și din marchizat și din vicecomitat. Hai să ne dezbrăcăm. Hai de mine, să dezbrăcăm fața noastră. Vine să leșim. Ticăloșilor, ați îndrăznit să o luați pe urma noastră și să faceți curte domnișoarelor? Ia duceți-vă să căutați aiurea cu ce să vă împopoțănați în ochii frumoaselor voastre. Hai, dezbrăcați-vă mai repede. Scoate. Ar fi din calea afară să-mi ia și locul și haine. Hai, dezbrăcă-te, repede. Ia trage-te de aici. Așa. Oh, norocule, cât de nestatornic ești. Iute, dezbrăcați-vă și de toate rufele voastre. Să ne dezbrăcăm până la piele? Să ne dezbrăcăm până la piele. Mă nebunesc, scot și pantalon.
Strângeți de toate țoalele astea. Hai, repede, repede. Așa, așa, așa. Și acum, doamnelor, da, în starea în care sunt, vă puteți continua drăgălășenile cu dânsii cât timp vă plăcea. Vă lăsăm toată libertatea pentru aceasta și vă garantăm amândoi că nu vom fi geloși cât uși de puțin. Bună seara, doamnelor! Bună seara! Doamne, doamne, ce zăpăceală! Mor de ciudă! Domnilor, domnilor, ce v-a să zic asta? Cine va plăti pe noi, muzicanții? Întrebați-l pe domnul Viconte. Domnule Viconte, cine ne va da bani? Întrebați-l pe domnul marchiz. Uite-l, uite-l pe stăpânul casă, să vă plătească el. Da. Vai, tată! Monocle! O, ticăloase ce sunteți! În mare bele am ați băgat. Frumoase lucruri am aflat despre voi de la domnii aceștia care au plecat. Oh, tată, ne-au jucat o farsă sângeroasă. Na, o farsă sângeroasă, dar care e urmarea obrăsniciei voastre nesocotitelor. S-au simțit jigniți pe drept cuvânt de purtarea voastră. Și acum, nenorocitul de mine, în capul meu se spar toate. Ah, jur că vom fi răzbunate. Sau de nu, voi muri de supărare. Mi s-a rămas loc. Da. Noi vă vom răzbuna? Da, vă vom răzbuna. Nu, da! Și nu, voi, da, derbedeilor, mai îndrăsniți să mai stați aici după asemenea obrăznicie! Ieșiți afară! Da, ieșiți, da, afară! Auzi, auzi, ieșiți afară! Auzi, dragă viconte, să te porți astfel cu un marchiz? Și cu un viconte? Da. Da. Ce-l-o-i, așa e lumea. Da. Cea mai mică poticneală face pe toți cei care ne iubeau să ne disprețuiască. Mm-hmm. Hai, prietene, să mergem. Hai să ne căutăm norocul într-altă parte. Văd lămurit că aici nu se prețuiește decât strălucirea aparentă și că nu se ia în seamă virtutea goală. Adio! Adio! Adio, domnișoară! Adio! Adio, să mergem! Ce nemernici! Domnule, noi suntem muzicanți săraci. Ha? Vă rugăm să ne plătiți în locul dumnealor pentru cât am cântat aici. Da, am să vă plătesc. Mulțumesc. Iată moneda cu care vă plătesc. Afară! Iar voi, spânzuratelor, nu știu ce mă oprește să nu vă tratez la fel. Vom ajunge de râs întregi lumi. Asta ți-ți putut să vă atrageți prin năstrăvănile voastre. Duceți-vă de vă ascundeți, urâtelor! Duceți-vă de vă ascundeți pentru totdeauna! Ne ducem! Ne ducem la mănăstire! Iar voi, care sunteți pricina nebunilor, voi frivolități stupide, bolnave de sfătări ale trântorilor, duceți-vă la toți dracii! Ați ascultat Prețioasele ridicule, comedie de Molière, traducere și adaptare de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Gorjibus, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Magdelon, fiica lui, Eugenia Popovici, artistă emerită; Catos, nepoata lui, Nineta Gusti, artistă emerită; Lagrange, Mihai Fotino; Ducroisi, Mircea Angelescu; servitoarea Marot, Margareta Dumitrescu; marchizul de Mascarii, Radu Beligan, artist al poporului; vicontele Jotle, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; domnul Jose, Mircea Constantinescu; Lucille, Alexandra Polizu; Selimen, Vizona Dumitrescu; Hamali, Arman Stambuliu, Ion Pascu; violonistul, Ion Iliescu; povestitorul, Ion Lucian; regie artistică, Constantin Moruzan;